Stimați prieteni, am încă o ocazie să vă salut cu bucurie, să vă spun bun venit și împreună să explorăm tema din seara aceasta, în felul acesta să ne gândim la Dumnezeu, la viața noastră, reparând ce ar trebui reparat. Este o onoare pentru mine să fiu din nou cu dumneavoastră și să transmit mesajul acesta care sper din suflet să vă atingă inimile. Uh, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre tineri. Ei sunt o parte din visul nostru care a devenit realitate. Sunt o parte din responsabilitatea noastră. Ei sunt viitorul nostru. Ei sunt o parte din noi. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte de căsătorie? Acesta este titlul mesajului meu din această seară. Dar înainte să rostesc mesajul acesta, aș vrea să ne rugăm. În mod special, aș vrea să ne rugăm, printre multele lucruri pe care le avem în suflet, să ne rugăm pentru familia noastră, să ne rugăm pentru casa noastră, pentru locul, pentru același loc în care ne întoarcem în fiecare seară și din care plecăm în fiecare dimineață. Să ne rugăm pentru oamenii speciali din viața noastră, să ne rugăm pentru bucuriile pe care le avem împreună și pentru încercările prin care trecem împreună. Rugăciunea ne duce în prezența lui Dumnezeu. Rugăciunea îl aduce pe Dumnezeu la noi, în sufletele noastre, și noi ne rugăm cu credință și cu speranță, pentru că El ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul timpului. Viața de familie este una dintre responsabilitățile noastre și stăm în fața Domnului cu demnitate în seara asta, căutând fața lui Dumnezeu. Cerând de la Dumnezeu binecuvântare peste sufletul nostru și peste membrii familiilor noastre, în mod deosebit pentru copiii noștri și pentru viitorul lor, dacă dă Domnul sănătate pentru copiii copiilor noștri, și de ce să nu îndrăznim să sperăm pentru copiii copiilor copiilor noștri. Așa că vă propun să ne rugăm, cu siguranță, situațiile de boală, necazurile vieții, tot felul de lipsuri și de nenorociri. Sunt prezente pe lista sufletului nostru de rugăciune și ne vom ruga pentru ele. Ne vom ruga pentru oamenii bolnavi, pentru oamenii părăsiți, pentru văduve și orfani, pentru oamenii în vârstă fără resurse de viață, pentru cei răniți, pentru cei trântiți la pământ, pentru cei care sunt în depresie, în anxietate și în tot felul de alte situații complicate, iar viața lor este grea. În ciuda greutăților pe care le avem, cel mai bun lucru pe care îl avem este viața. Și uneori la supărare ne permite să credem că ea nu este valoroasă. Cu toate lucrurile acestea în suflet, vreau să ne rugăm lui Dumnezeu. Însă nu am fi cinstiți și demni dacă în seara aceasta nu ne-am rugat și pentru țara în care trăim. De pildă pentru Statele Unite. Aici este o vânzoleală completă, proteste violente care ard, care distrug, și care seamănă rușine. Dar nu numai pentru America, ci și pentru alte țări, unde dumneavoastră, care sunteți acum sau altă dată cu mine, în cadrul acestui mesaj, vă regăsiți cu problemele din țara aceea, România, una dintre țările Europei, îndepărtată a Australia sau Noua Zeelandă, și mai știu eu unde. Să stăm înaintea Domnului să ne rugăm pentru președintele Trump și pentru toți președinții, Iohannes și ceilalți. Să ne rugăm pentru guvern, pentru administrații, să ne rugăm pentru cei care ne conduc. Dumnezeu ne-a cerut să facem asta. Să facem lucrul acesta cu responsabilitate, pentru că sincer să fim, binele, liniștea noastră sufletească depinde de liniștea țării în care ne găsim. Așa că, stimații mei, încă o dată vă spun bun venit. Probabil că între timp ați mai venit câțiva. Vă propun să ne rugăm, știind că Dumnezeu ne iubește știind că Fiul Său Iisus a fost trimis ca o expresie a iubirii sale, dar și ca o expresie a nevoii noastre. El a venit la noi ca să ne-L aducă pe Dumnezeu și s-a înălțat ca să ne ducă pe noi în inima lui Dumnezeu. El a venit ca să ne ierte păcatele și să prezinte toate dificultățile noastre înaintea Domnului. În sângele Lui noi suntem iertați de păcate și suntem vindecați de bolile noastre. Și în autoritatea pe care o avem să fim copii ai Lui Dumnezeu, în această seară, prin Hristos, și prin Duhul Sfânt ne vom ruga. Vă invit să stăm în picioare înaintea Domnului, să ne mărturisim păcatele, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele și apoi să cerem, apoi să nu încheiem cu cerere, apoi să mijlocim, adică să ne rugăm pentru alții. Mai sunt alții ca noi. Vă rog, întoarceți-vă capul și dumneavoastră v-ar place într-un moment de dificultate cineva să vă iubească așa de mult încât să se roage pentru binele dumneavoastră. Și în încheiere să începem cum am început, cu mulțumesc frumos. Așa se cade și în fața oamenilor, dar mai cu seamă în fața lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, haideți să ne rugăm. Părinte Ceresc, venim în fața ta să-ți mulțumim în seara aceasta, recunoscând bunătatea și îndurarea ta manifestate peste viețile și casele noastre, să-ți mulțumim, Doamne, că ne-ai păstrat cu viață, pentru că ne-ai ocrotit familia, pentru că ne-ai păstrat credincioși cu mintea întreagă ca să o deosebim binele de rău, pentru că ne-ai dat cuvântul prin care să te cunoaștem pe tine, Nevăzutul Dumnezeu, Creatorul nostru. Să-ți mulțumim pentru Isus Hristos, Mântuitorul pe care tu l-ai trimis să moară pentru păcatele noastre, iar noi să fim iertați prin faptul că el a plătit vinovăția noastră. Să-ți mulțumim pentru Duhul Sfânt care a coborât după ce Hristos s-a înălțat la cer, pentru ca să nu ne lași singuri. Suntem impresionați, Doamne, de această grijă și de această milă de a nu rămâne singuri într-o lume. Unde nimeni cu adevărat nu ne înțelege și nu ne iubește. Tu ești dragostea noastră, Tu ești Dumnezeul nostru. Nu ne așteptăm ca cineva să ne înțeleagă așa cum ne înțelegi Tu, și nici să ne iubească așa cum ne iubești Tu. Tu ne iubești în mod plenar, holistic, de plin. Îți mulțumim pentru dragostea aceasta. Doamne, și îți mai mulțumim pentru, pentru scripturi. Îți mulțumim pentru toate lucrurile și ne închinăm în fața Ta. Doamne, te înălțăm pe tine ca pe singurul Dumnezeu adevărat. Ca pe singurul Dumnezeu adevărat. Tu ai creat toate lucrurile. Tu l-ai trimis pe Hristos, tu ne-ai mântuit pe noi, ne-ai purtat de grijă și în această seară ne întoarcem ca să-ți mulțumim. De asemenea, ne rugăm, binecuvintează tu mesajul din această seară. Noi toți suntem oameni și eu care rostesc și frații și prietenii mei care îl vor asculta. Doamne, potrivește, calibrează tu mesajul acesta, ca să se potrivească pentru fiecare inimă. Toți oamenii aceștia care sunt aici, nu sunt pentru un om, sunt pentru tine, Doamne au venit în fața ta ca să-ți aducă ce este al tău în inimile noastre, adică închinarea și de asemenea au venit să primească ce e la tine, dar noi avem nevoie, iertarea și binecuvântarea. Domnul nostru, iartă-ne pe toți, suntem muritori, suntem greșitori, suntem imperfecți, iartă-ne pentru că ne mărturisim, acceptăm că suntem vinovați și în consecință responsabili, dar cerem ca sângele Mântuitorului Iisus să ne ierte, să ne curățească și să ne scoată de sub autoritatea acestor păcate care ne transformă în oameni vinovați în faza justiției și sfințeniei pe care am ofensat-o prin păcat. Iartă-ne pe deplin și noi îți mulțumim. Să mulțumim pentru liniștea sufletească, Doamne, care Însoțește rugăciunea noastră și care ne dă siguranța că suntem iubiții tăi și binecuvântații tăi. Mulțumim că ne-ai iertat, mulțumim că ne vei da cuvântul tău, îl vei potrivi pentru sufletele noastre și te vei raporta specific, Doamne, așa cum poate doar Dumnezeu, la fiecare muritor, la fiecare durere specifică, la fiecare situație prin care trecem. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate. Ne aplecăm în fața ta și ți aducem onoare că tu ești, ești și vei rămâne Dumnezeu. Fie binecuvântat în numele Tău în veci. Amin. Stimați prieteni, vă invit să vă reocupați locurile dacă sunteți acasă sau într-un alt loc unde faceți ce doriți, adică vă puteți așeza când vreți. Repet faptul că în seara aceasta, în sufletul meu am simțit o clăuzire puternică ca să vorbesc despre tineri. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte să se căsătorească? De fapt, am această... Am acest îndemn puternic în sufletul meu să vorbesc despre viața de familie, dar m-am gândit că ar trebui să începem cu începutul. Probabil și mai început ar fi fost să vorbim despre copii, dar mă gândesc că ar fi mai bine să vorbim după ce vorbim despre familie. În seara aceasta, mai întâi despre tineri. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte de căsătorie? Adevărul este că există câteva lucruri care îl definesc pe om. Sunt foarte multe, însă dragostea, sexualitatea și familia sunt printre cele care definesc ființa umană. Tinerețea este timpul marilor decizii și una dintre cele mai mari decizii este alegerea tovaroșului de viață. În generația copiilor noștri, din ce în ce mai mulți tineri privesc căsătoria cu neîncredere sub influența mass-mediei, percepând-o ca pe o formalitate ce poate transforma viața de cuplu într-o rutină. Pe deasupra, există nesiguranță cu privire la angajamentul și loialitatea partenerului, probleme financiare, pierderea libertății personale, apariția copiilor, abandonarea carierei, dificultatea comunicării, îndepărtarea de familie și mulți alți factori. În ciuda acestor tendințe, tinerețea rămâne vârsta marilor decizii, ale căror consecințe vor hotărâ ce fel de viață va avea fiecare tânăr. În lumea în care trăim, oamenii investesc mult mai mult în pregătirea ceremoniei nunții decât în pregătirea vieților de familie. Deși nunta e o zi, ar familia e o viață, fericirea în viața de familie nu este întâmplătoare și nici obișnuită. Ea este produsă în mod intenționat și disciplinat, cu efort și sacrificiu. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte de căsătorie? Pregătirea căsătoriei este tot ce, poate fa tot ce poate face un tânăr pentru calitatea căsătoriei lui. Statisticile spun că 69% din problemele unui cuplu sunt fără sfârșit, pentru că sunt nerezolvabile. Și asta pentru că sunt exact problemele care țin de diferența de identitate. Să încerci să le rezolvi înseamnă să încerci să-l schimbi pe celălalt în mod radical, adică pe tovarășul de viață. Când îți alegi un partener, alegi. Inevitabil un set de probleme în viață, în funcție de specificul diferențelor dintre cei doi parteneri. Repet că, probabil, afirmația aceasta este cea mai importantă dintre toate cele pe care le voi spune în seara aceasta. Când îți alegi un partener, alegi în mod inevitabil un set specific de probleme. Set specific de probleme care vin din specificul celor doi parteneri și, mai ales, din diferențele nerezolvate dintre ei. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte de căsătorie? Ar trebui să știe că a fi îndrăgostit nu este suficient pentru a avea o căsătorie fericită. Toți oamenii când ajung, toți mirii când ajung la altar sunt îndrăgostiți, însă nu toți ajung la bătrânețe împreună. Știința spune că îndrăgostirea pasională, adică dragostea la prima vedere, apare rapid, între 90 de secunde și 4 minute. Cei mai mulți dintre noi care am trecut de 16 ani am experimentat asta cel puțin o dată în viață. Îndrăgostirea este acțiunea unui hormon care se dezactivează după consumarea actului intim sau după maxim 2 ani, însă niciodată nu ține mai mult de 2 ani. Îndrăgostirea, adică pasiunea, este o experiență emoțională cu caracter obsesiv, însă emoțiile se schimbă repede și ușor, se sting imediat ce sunt satisfăcute. Ei bine, ei se înțeleg bine acum pentru că nu trăiesc împreună. Mă refer la prietenii care au perspectiva logone și apoi a căsătoriei. Ei nu trăiesc împreună, ei trăiesc în familii separate. Și diferența dintre ei este ascunsă. Deși pasiunea este un lucru pozitiv, frumos, ea e doar o stare de spirit. E o stare de spirit instabilă și fluctuantă. Ea izbucnește și se termină instantaneu, fiind o stare de euforie asemenea unei scântei, unui foc. Pasiunea este îndrăgostirea adolescenților care se termină înainte să fie început cu adevărat. Ea este centrată pe atracția fizică, se împlinește prin satisfacerea simțurilor. Pasiunea este atât de înșelătoare încât poate fi acordată inclusiv unei persoane necunoscute. Îndrăgostire la prima vedere. Nici nu cunoști un om și spui te iubesc, potrivit unui vechi cântec american. Hei, cum te cheamă? Te iubesc. Pasiunea este obsedantă, dominantă, Controlează prin tensiunea emoțiilor. Ea are tendința să conducă la pierderea controlului rațional asupra senzațiilor și emoțiilor care domină raționalul. În starea de pasiune, emoțiile copleșesc și preiau controlul încât persoana în cauză devine pur și simplu de nerecunoscut. Acțiunile și vorbele nu îi sunt caracteristice, din potrivă, sunt opuse principiilor pe care le-a avut înainte de a fi îndrăgostit sau îndrăgostită. Ea este tulburătoare, copleșitoare și imprevizibilă. Este egoistă pentru că cere și nu oferă. Îi atribuie persoane iubite toate calitățile, excluzând din capul locului orice posibilă slăbiciune. Pasiunea nu maturizează pe cealaltă persoană, ci doar satisface propria persoană. Se epuizează odată cu trecerea timpului, e doar o iluzie că pasiunea ar putea dura toată viața, ca și, în cazul, ca și în cazul drogurilor dure cu timpul, se produce un sentiment de saturație care face creierul să nu mai reacționeze cu aceleași intensitate la sursa pasiunii. Chiar și cele mai intense plăceri fizice devin cu timpul, prin repetare, nesatisfăcătoare. Legea insuficienței permanente. Ce te satisface astăzi, mâine nu te mai prea satisface de unde și nevoia pasionalilor de a schimba mereu obiectul dorinței sau de a genera certuri și obstacole în urma cărora împăcarea să fie din nou excitantă. Creșterea numărului de divorțuri și a căsnicilor nefericite vine și din faptul că visăm astăzi să ne căsătorim din pasiune, nu din dragoste. Emoțiile sunt manifestări afective relative, fluctuante, instabile, schimbătoare. A simți una, mâine opusul. Din potrivă, principiile minții sunt angajamente raționale absolute, constante, stabile, neschimbătoare. Cine are principiul să facă astăzi un lucru, îl va face și mâine și restul vieții. Pentru că principiile compun caracterul, adică suma principiilor, obiceiurilor, dezvoltă o viață. Când emoțiile urmează principiile, le dă viață, culoare și frumusețe. O dragoste emoțională este adolescentiană, trecătoare, instabilă, schimbătoare și poate că la vremea aceea este aproape potrivită. Din potrivă, dragostea principială este un angajament manifestat emoțional, constant, impenetrabil și neschimbător. Emoția pasiunii este doar o energie trecătoare, o tulburare care apare, o agitație pasageră a tuturor simțurilor. Este o surpriză, o spaimă, o bucurie, o nervositate, o exaltare, o excitație, Pasiunea e inconștientă și incontrolabilă, fiindcă se bazează pe ceea ce îți place să crezi despre celălalt. Încă o afirmație grozavă din ce voi spune în această seară. Pasiunea este inconștientă și incontrolabilă, fiindcă se bazează pe ceea ce îți place să crezi despre celălalt, nu pe ceea ce este celălalt. Dacă ați putea să nu uitați asta, stimați tineri încă necăsătoriți. Ce ar trebui să știe un tânăr când se căsătorește? Ar trebui să știe nu doar că nu-i suficient să fii îndrăgostit ca să fii fericit, ci ar trebui să știe și faptul că ar trebui să știi că îndrăgostirea nu este dragoste. Wow! Dar dacă îndrăgostirea nu este dragoste, ce este? Îndrăgostirea e pasiune. Și ea trebuie să fie și să rămână o componentă a dragostei. Pasiunea este o componentă a dragostei. Dragostea este un principiu afectiv, adică în egală măsură e un principiu și un sentiment. Dragoste e mult mai mult decât un sentiment, decât o plăcere sau o dorință. Dacă dragostea ar fi doar un sentiment, nu mai gândiți-vă dumneavoastră: Hristos nu ne-ar fi poruncit să iubim dușmanii, vrăjmașii, pentru că nimeni nu-și poate emoțional iubi vrăjmașii. Dacă dragostea ar fi o emoție, atunci nu ar avea discernământ angajament, demnitate, perseverență, răbdare, consecvență, sacrificiu, logică, sentimentele nu au aceste componente. Permiteți-mi să spun, hai să fim serioși. Dacă dragostea ar fi o emoție, atunci ar fi foarte greu sau imposibil să-ți mai iubești tovarășul de viață atunci când nu mai e vrednic de iubit. Apar accidente, handicap fizic, boală, nepotrivire de caracter și tot felul de alte incapacități care afectează poate chiar psihicul, mintea, discernământul. Dragostea este în mare măsură compromisă în generația noastră pentru că e confundată cu pasiunea sau mai grav, ascultați-mă, sau mai grav cu sexualitatea. Cele mai mari nevoi umane sunt siguranța, respectul și semnificația, ori dragostea le influențează masiv pe toate trei, de aceea dragostea conduce la fericire. Dragostea este egală cu slujirea, slujirea este egală cu suferința, de aceea e imposibil să iubești fără să suferi și fără să slujești. Puteți să suferiți afirmația aceasta, e cea de-a treia importantă. Dragostea e egală cu slujirea, adică cu a face ceva pentru persoana iubită. Această atitudine de slujire pentru persoana iubită e egală cu suferința, pentru că e imposibil să iubești fără să suferi și fără să slujești, fără să nu faci lucruri din dragoste pentru persoana iubită. Lipsa iubirii produce suferință, suferința produce mânie, mânia produce violență, violența produce reprimare și abandonare sau ură. Ura e opusul iubirii, însă opusul mascat al iubirii este indiferența. Ce trebuie să știe un tânăr înainte de a se căsători? El trebuie să știe că a fi îndrăgostit nu înseamnă a fi fericit. A fi îndrăgostit nu înseamnă dragoste. Dragostea este foarte diferită de pasiune. Dragostea creează angajament și atașament, pasiunea creează dependență. Dragostea se bazează pe acceptare și dedicare, în timp ce pasiunea se bazează pe perfecțiune și extreme. Dragostea are nevoie de principii și angajament, pasiunea are nevoie de hormoni. Dragostea se dezvoltă încet, pasiunea răbuvnește instantaneu. Dragostea se sprijină pe compatibilitate, pasiunea, pe reacții chimice, înfățișare fizică. Dragostea se concentrează cu fidelitate pe o singură persoană, pasiunea pe mai multe persoane. Dragostea oferă siguranță, pasiunea oferă, expune la nesiguranță. Dragostea identifică realitatea, pasiunea o ignoră, fiind o fantezie care se topește la fel de repede cum a venit. Este adevărat că dragostea la prima vedere se transformă în dragostea autentică și apoi poate da naștere unei căsătorii de calitate. Este adevărat, lucrul ăsta se poate întâmpla, dar asta nu înseamnă că se întâmplă de fiecare dată. Dragostea stimulează comportamentul pozitiv, pasiunea stimule stimulează comportamentul distructiv. Dragostea recunoaște greșelile, pasiunea le ignoră, le neagă. Dragostea stăpânește și controlează contactul fizic, pasiunea îl exploatează și îl divinizează. Dragostea este altruistă, pasiunea este egoistă. Dragostea aduce aprobarea familiei și prietenilor, pasiunea aduce dezaprobarea acestora, uneori chiar conflictualitatea și adversitatea. Dragostea supraviețuiește testului timpului, pasiunea se epuizează, se topește sub căldura soarelui. Ea nu poate aștepta. Dragostea e un principiu afectiv. Adică în egală măsură e un principiu și un sentiment, pasiunea e doar o emoție. Dragostea creează angajament și atașament, pasiunea dependență, este a doua oară când spun asta. Dragostea se bazează pe acceptare, pe dedicare, pasiunea se bazează doar pe perfecțiune. Ori revenirea la realitate după luna de miere descoperi că persoana care credeam că e perfectă nu e perfectă, e imperfectă ca și noi. Și atunci ce faci? Dragostea are nevoie de principii și compatibilitate. Angajament, pasiunea are nevoie de hormoni. Spun deja lucrul acesta a doua oară. Dragostea se concentrează cu fidelitate pe o singură persoană pentru că are la bază fidelitatea. Dragostea identifică realitatea. Pasiunea nu este interesată de lucrul acesta. Dragostea recunoaște greșelile. Pasiunea le contestă. Dragostea stăpânește contactul fizic, pasiunea le exploatează? Dragostea supraviețuiește în încercări, pasiunea renunță. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte să se căsătorească? Ar trebui să-și dezvolte capacitatea de a-și gestiona hormonii. După vârsta de 12 ani, aproximativ la vete și 14 ani, aproximativ la băieți, se activează sistemul hormonal care era potențial. Ce să faci când se activează sistemul acesta. Ce să faci când vine îndrăgostirea? Aduceți-vă aminte de cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 7, capitolul 3, versetul 5, capitolul 8, versetul 4. Nu stârniți dragostea până nu vine ea. În situația aceasta, nu mai spunem nu stârniți dragostea până nu vine ea. Noi tot timpul spunem ce să faci până nu vine dragostea. Dar doi tineri care s-au îndrăgostit, care au perspectiva logodnei și a căsătoriei, dragostea a venit. Ce să faci când vine dragostea? Asigură-te că este dragoste, nu doar pasiune. Pasiunea este doar un sentiment. Dragostea e un act al voinței. De aceea Hristos spune, iubiți-vă vrăjmașii, că numai vrând îi iubești, la nivel sentimental nu poți. Pasiunea satisface propria persoană, dragostea satisface pe celălalt. Deci, nu uitați, asigură-te că este dragoste, nu este pasiune nu te căsători doar pe baza pasiunii. Pasiunea nu este în stare să țină o căsătorie. Asigură-te că te-ai îndrăgostit de persoana potrivită, nu orice persoană ți-e potrivită. Mai multe sau mai puține diferențe presupun un consum de energie suplimentar pentru acomodarea celor două puncte de vedere spre consens. Verifică cu legea compatibilității, adică compatibilitate intelectuală, emoțională, chiar religioasă, Apoi verifică cu legea confirmării. Conștiința, propria conștiință, părinții Dumnezeu trebuie să confirme. Dacă numai tu crezi că persoana de care te-ai îndrăgostit e potrivită și toți oamenii din viața ta spun că nu-ți potriviți, nu-i potrivită persoana de care te-ai îndrăgostit, atunci ascultă, mă mai gândește-te. Asigură-te că e timpul potrivit, ești pregătit din toate punctele de vedere? Ți-ai terminat școala, ai ceva posibilități materiale, cu ce o să vă întrețineți? Va trebui să plătiți? toate lucrurile pe care le folosiți. Părinții rămân în urmă, iar voi mergeți în față și vă întemeiați propria familie. Asigură-te că dragostea aceasta va conduce la căsătorie. Scopul prieteniei este cunoașterea și este demonstrată prin calitatea alegerii. Scopul logodnei este confirmarea și este demonstrată prin verificarea alegerii. Iar scopul căsătoriei e conviețuirea și e demonstrată prin practicarea alegerii calitatea alegerii, verificarea alegerii și practicarea alegerii. De ce? Pentru că cunoașterea, confirmarea și conviețuirea vorbește sau vorbesc că -s mai multe de procesul acesta de la prietenie la logon și la căsătorie. Senzualitatea și erotismul social ne împinge spre zona relațiilor romantice premature, grăbite, nepregătite, care pot avea consecințe negative pentru restul vieții. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte să se căsătorească? În al patrulea rând, ar trebui să știe că Dumnezeu vrea să trăiască în puritate înainte de căsătorie. Se referă la relațiile premaritale. Dumnezeu va locui într-un om cu o conștiință curată și sfântă. Cuvântul acesta sfânt, hagios, în limba greacă, limba Noului Testament, înseamnă să fii liber de orice întinăciune vrednică de dispreț. Nu uitați, a fi sfânt înseamnă să fii liber de orice întinăciune vrednică de dispreț. Cuvântul nu se referă doar la relații sexuale și la orice gest de tandrețe care presupune excitarea și pofta sexuală față de o altă persoană decât de soție în cazul căsătoriților și față de, o altă, de oricare altă persoană înainte de căsătorie. Exprimarea afecțiunii înainte de căsătorie este păcat, chiar dacă aceasta nu presupune relația sexuală. Rămân cu vinovăția acestor păcate. Contactează boli periculoase, adică pot contacta boli periculoase. Și experiența aceasta după căsătorie oferă comparația între soț sau soție și fostul partener înainte de căsătorie. Relațiile de prietenie prematură nu sunt bune din următoarele motive: nu au drept scop căsătoria, ci distracția. Îți murdăresc sufletul, împingându-te într-o lume a excitării și poftei sexuale nesatisfăcute. Însă, presiunea hormonală trebuie satisfăcută într-un fel și vei ajunge la autosatisfacere, un alt soi de păcate care creează dependență. Îți vei pierde pasiunea pentru școală, pentru viața de slujire. De ce avem așa o tendință puternică pentru sexualitate? De ce tinerii au o tendință puternică pentru sexualitate? Pentru că această funcție este pusă de Dumnezeu în fiecare om, având nevoie de ea în cadrul căsătoriei, altfel nu s-ar căsători, iar dacă s-ar căsători, n-ar putea să rămână căsătorit. Pentru că ai un stil de viață care o stimulează, adică gânduri păcătoase, discuții murdare, pornografie toate imaginile acestea, prin vedere mai ales la băieți, stimulează hormonal și atunci pune presiune hormonală care trebuie refulată într-un fel. Iar dacă este un tânăr necăsătorit, la îndemână nu este decât autosatisfacerea. Și dacă o dată de 2, de 5, de 10 procedează la metoda aceasta greșită, atunci cu siguranță se va instala dependența. Cum pot gestiona tinerii această puternică tendință hormonală. Dumnezeu nu ne-a dat doar funcția aceasta, ne-a dat și puterea naturală de a stăpâni, de a ne stăpâni sentimentele, hormonii. Altfel n-am mai fi responsabil de ce facem dacă nu suntem responsabili de ce facem. Controlându-ne privirile, Matei capitolul 5, versetul 28 spune, fugi de poftele tinereții sau... Versetul 27, știți că în Vechiul Testament s-a spus, nu comiteți adulter. Dar Hristos, făcând un amendament, spune, dar eu vă spun, ori cine se uite la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Există multiple forme de adulter. Sexul este doar una dintre ele, percepută ca fiind cea mai gravă, deoarece presupune invadarea intimității, ultima barieră a purității. De fapt, adulterul începe cu primul secret, nu cu prima întâlnire. Începutul nevinovat al adulterului este în momentul în care mintea omului își imaginează relația intimă. Bătălia pierdută la nivelul minții face ca restul să fie doar o problemă de timp. Încă ceva, controlându-ne gândurile, aceasta e o practică de care vom avea nevoie toată viața, metoda înlocuirii, nu a înlăturării. Atunci când vine un gând păcătos, nu-l putem înlătura, dar putem să-l înlocuim cu un gând nepăcătos și concentrându-ne, focalizându-le pe un gând nepăcătos, ba chiar sfânt, dintr-o dată, deși problema aceea ispita rămâne în zona conștientă, noi nu o mai vedem pentru că am înlocuit interesul, concentrarea, focalizarea pe o chestiune cel puțin pozitivă, dacă nu sfântă. Sfânt ar însemna, să spunem un psalm din memorie, să-l imaginăm pe Hristos pe cruce, sau măcar un lucru omenesc, să ne gândim la un lucru plăcut, la familie, la mama, la vacanța care s-a încheiat și atunci nu ne mai concentrăm pe ispita din minte. Nu putem înlătura, dar o putem înlocui. E simplu. Înlocuire, nu înlăturare. Sau... Cultivă dragostea curată la vârsta potrivită. Vârsta posibilitatea să te întreții financiar, starea materială, maturitatea spirituală, morală, toate acestea hotărăsc într-o oarecare măsură cam când este timpul potrivit. Revin insistent la întrebarea din introducere. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte să se căsătorească? Ar trebui să știe că fiecare seamănă foarte bine cu familia din care vine. Nu-ți cunoști fata sau băiatul de care te-ai îndrăgostit? Cunoaște-i mama, mai ales mama. Și atunci o vei cunoaște pe fată, chiar și pe băiat. Într-o oarecare măsură, fiecare suntem produsul mediului în care am trăit primii 20 de ani și cei mai mulți copii seamănă cu părinții lor, mai mult decât își dau ei seama. Soluția este fie în acceptarea acestor comportamente, fie în negocierea schimbării acesteia. Adică, ori accepti comportamentele acestea și nu mai zici niciodată nimic, ori le negociezi înainte de a avea loc căsătoria cel mai potrivit timp pentru schimbare e înainte de căsătorie. Atunci fiecare e cel mai constrâns să facă schimbările care asigură fericirea cuplului, dar și să renunțe în situația când cealaltă parte nu satisface nici la minimul necesar. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte să se căsătorească? Ar trebui să știe că ați cere iertare este semnul că ești puternic și că iertarea nu este un sentiment. Asemenea dragostei este o alegere. Nu cred că există familii fericite fără cererea și acordarea iertării. Cererea iertării presupune două lucruri, atât în relația cu Dumnezeu, cât și în relația cu partenerul. Mărturisirea. Indiferent că e vorba de o greșeală de comitere, ai făcut ce nu trebuia sau omitere, nu ai făcut ce se aștepta să faci. Și pocăința, întoarcerea conștientă, adică părăsirea răului pe care l-ai făcut. Ce ar trebui să știe un tânăr înainte să se căsătorească? Ar trebui să știe că nu-și poate schimba partenerul. O soție credincioasă a întrebat ce să facă cu soțul ei neconvertit, care bea și petrece timpul cu prietenii, deși înainte de căsătorie a promis că se va pocăi. Singura persoană care o poți schimba ești tu. Tu nu poți să schimbi niciodată pe nimeni. Este o utopie să te căsătorești cu o persoană care nu este cum îți place, în speranța că îl sau o vei schimba până la nivelul la care îți place, până la nivelul satisfăcător. Ascultă-mă, nu te nenoroci. Căsătorește-te cu cineva care este cât mai aproape de cum îți place să fie partenerul tău. Sunt șapte miliarde de oameni pe pământ. Ai suficiente alternative să alegi după ce ai ales, nu mai ai niciuna. Iar dacă totuși vei face lucrul acesta, vei trece prin divorț, prin recăsătorie, aceasta este o experiență care nu se merită a fi trăită. Ce să faci înainte să te căsătorești? Ar trebui să știi că cel mai puternic instinct uman este instinctul sexual. Sigmund Freud, spre exemplu, fondatorul psihanalizei, a vorbit foarte mult despre acest subiect. Deși a exagerat, ajungând să spună că omul nu e decât un animal sexual, Prietenia și logodna presupun o relație spirituală, emoțională, intelectuală, însă sub nicio formă nu sunt permise manifestările fizice. Manifestarea fizică se referă în primul rând la actul intim, însă nu se reduce nici de cum la acesta. Haideți să vorbim de două-trei lucruri. Mai, mai întâi, despre motivația manifestărilor fizice. Manifestările fizice într-o relație de căsătorie se numesc preludiu. Toți cei căsătoriți știu asta. Și acum și cei necăsătoriți care sunt peste 15 ani, pentru că uh, sunt tineri informați. Rolul preludiului este pregătirea actului intim în căsătorie, în cuplu. Uh, să devin un pic mai direct, cel puțin pentru câteva clipe. Datorită specificului hormonal, datorită chimiei specific masculine, Bărbatul este persoana care inițiază, pentru că el se stimulează prin vedere. El vede și își dorește, poftește. De aceea, Hristos a spus: Cine se uită și poftește, este păcat. Este adulter. Dar atunci când îți poftești o și de viață, nu este păcat, din potrivă, e ideal. Însă, când soțul ajunge în dormitor și se pregătesc de culcare, și soția vine îmbrăcată ca de culcare, el o vede, se stimulează prin vedere și atunci o ajută și pe ea prin ceea ce se numește preludiu. Mângâiere, cuvinte, de, cuvinte frumoase, complimente, așa cum se manifestă romantismul între doi iubiți, soț și soție, sub protecția legământului. Dar dacă tinerii sunt prieteni sau logodnici și nu scăsătoriți. căsătoriți, n-au fost la altar în fața lui Dumnezeu să primească bine binecuvântarea, s-ar putea să intervină ceva să nu se căsătorească, deși se iubesc și și-ar dori. Și chiar dacă se vor căsători, relațiile intime nu încep înainte de căsătorie pentru că hormonii ți se urcă în cap. Ci după căsătorie, indiferent de hormoni, pe un om serios nu-l conduc hormonii, ci principiile. Pentru că dacă îl conduc hormonii, îl vor conduce și când va ieși din casă și va vedea pe stradă o grămadă de fete și de băieți sau la serviciul lui va avea colegi și colege. E bine, atunci de ce un tânăr este nevoie să o pregătească pe prietena lui pentru actul intim folosind preludiu, deși nu sunt căsătoriți? Rolul preludiului fiind pregătirea pentru actul intim, de ce folosesc prietenii preludiu dacă nu vor să ajungă la actul intim? De ce fac o mâncare dacă n-au de gând să o mănânce? Dacă am vorbit puțin despre motivația manifestărilor fizice, haideți să spunem două vorbe și un cuvânt și despre tendința manifestărilor fizice. Aici vorbim despre o lege, una dintre multele legi care guvernează existența noastră și a cosmosului, legea insuficienței permanente. Ea spune că manifestările fizice pot fi controlate atâta timp când nu le începem. Poți să nu bei cafea dacă n-ai început să bei cafea. Poți să nu fumezi dacă n-ai început să fumezi. Poți să nu consumi droguri dacă n-ai început să consumi droguri. Cel mai, greu de fă... cel mai greu păcat pe care îl poți face este primul păcat din orice domeniu. Adică cel mai ușor să nu te droghezi este înainte de a fi început să te droghezi. Cel mai ușor să te abții de la țigări este înainte să fi fumat prima țigare. Cel mai ușor să nu consumi alcool e înainte de a fi băut prima bere sau coniac. După ce ai făcut-o odată, s-a deschis cutia Pandorei ce nu poți să-ți dai de fiecare dată, nu-ți da odată. Pentru că ce-ți dai odată, îți vei da de fiecare dată. Legea insuficienței permanente spune că ce te satisface acum, nu te mai satisface mâine. Ați doar o ții de mână și încerci un sentiment extraordinar, dar mâine repeți și nu mai simți nimic și atunci te duci mai departe. Și poi mâine mai departe, și poi mâine mai departe. Și cum pașii nu spre mulți, ajungi la ultimul pas. Și după aceea te duci în fața lui Dumnezeu și îi ceri binecuvântarea. Și când ți se întâmplă un necaz, întrebi unde e Dumnezeu. Păi unde a fost atunci când v-ați urcat în mașină și ați făcut prostii? Tot acolo e. Pe tron, uitându-te la ce faci. Adică tu treci pe roșu și te aștepți să nu ți se întâmple nimic? Tu pui mâna pe par și îi dai unui om în cap și te aștepți să nu ți se întâmple nimic? N-am citit noi cartea aceasta unde spune că ce seamănă omul aceea va se cera? Pui porumb porun vei recolta. Pui grâu, grâu vei recolta. Semen puritate, vei recolta binecuvântare. Semen păcat, hormoni, distracție, permisivitate, că nu te vede nimeni, te-ai uitat și în sus. N-ai văzut că Dumnezeu se uite la tine. Știu că e puțin ciudat în vremea asta în care destrăbălarea este un stil de viață, eu să vorbesc despre abstinență, dar vorbesc. Pentru că ceea ce eu spun, spun din perspectiva Bibliei, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectivă pastorală, din perspectivă creștină. Și cine are urechi de auzit, să audă. Haideți să spunem ceva și despre implicarea manifestărilor fizice. Chiar și un băiat spiritual va renunța la principiile lui morale sub presiunea emoțională a chimiei hormonale, pe care a stimulat-o. Acest proces chimic este activat prin stimulare Și eliberează anumite substanțe chimice Numite neurotransmițătoare Dopamină, adrenalină, serotonină Oxitocină, edofrine, endofrine Ei, toate acestea Funcționează în, cal, în, cal, în cazul Unui soț Când este cu soția lui Sigur că chimia aceasta nu așteaptă Să te căsătorești Pentru că după 14 ani la băieți Ea se activează Dar trebuie să o înfrânezi, să o controlezi Sigur că te poți controla dacă nu te controlezi, ce fel de caracter ai? Dacă nu te poți controla în prietenie, cum te controlezi după ce te-ai căsătorit, când te ispitește o altă persoană care e blondă, nu brunetă ca soția sau invers? Spiritualitatea băiatului nu se măsoară în abținerea de la actul intim, în timp ce își permite celelalte manifestări fizice, ci în abținerea de la orice manifestare fizică. Cheia stimulării unui băiat este privirea. Ori și cine se uite la o femeie ca să o poftească și curvit cu ea și comis adulter cu ea. Repet, a treia oară spun lucrul ăsta, Matei 5 cu 28. Chiar și o fată spirituală va renunța la principiile ei morale sub presiunea emoțională a manifestărilor fizice. Un băiat e stimulat prin vedere, o fată prin atingere. Când fata îi permite unui băiat să o atingă, să-i pună mâna, mai ales în zonele intime, Sistemul ei de alarmă s-a decuplat și cade în brațele lui, deși mintea ei dorește să rămână virgină, pură. Cheia stimulării unei fete este atingerea fizică. Vă aduc aminte despre un pasaj din Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetele 6 și 7. Să-și pună mâna stângă sub capul meu, să mă atingă cu mâna stângă, să mă îmbrățișeze cu dreapta, să mă atingă și cu dreapta, Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți dragostea până nu vine ea. De ce stârniți hormonii dacă nu sunteți căsătoriți? Oricum nu aveți de gând să ajungeți la actul intim. Dacă nu vreți să ajungeți la actul intim, deși hormonii vă cheamă înspre acolo, atunci de ce stimulați hormonii aceștia? Protecția unei fete constă în evitarea manifestărilor fizice. A unui băiat Constă în imaginația păcătoasă privind zonele intime ale unei fete. Am ajuns la concluzii? Dacă băiatul, fetelor, ascultați-mă, dacă băiatul nu se poate controla în perioada prieteniei, cum se va controla după căsătorie cu o altă femeie, colegă, vecină? Cum se va controla? Dacă nu poate în perioada prieteniei să se abțină, de la manifestări păcătoase, actul intim cu prietena lui. Cum se va abține după ce s-a căsătorit cu o altă femeie care e colegă, vecină sau, mă rog, e în anturajul lui. Orice bărbat se poate îndrăgosti de orice femeie cu care petrece prea mult timp. Fata nu trebuie să accepte scuze pentru lipsa de caracter a băiatului. Pentru că dacă nu are caracter cu ea înainte de căsătorie, pentru a obține ceea ce își dorește, actul intim, de o clipă. Nu va avea caracter nici după ce se căsătorește cu alte fete, femei care îi cad în mână. Dacă fata acceptă manifestări fizice ale băiatului oricum, cum va respinge avansurile unui alt bărbat, coleg, vecin, mai ales șef, în viitor, după căsătorie? Băiatul nu trebuie să accepte scuzele pentru lipsa de caracter ale unei fete. Fete și băieți, cei căsătoriți au alegerea în spate. Și cum au făcut-o, așa o au, trebuie să o ducă. Însă, voi care aveți alegerea în față, aveți parte de mai multă instruire, de mai multă educație, de mai multă informare și faceți în cunoștință de cauză alegerea aceasta. Nu alegeți cu ochii, alegeți cu mintea, nu alegeți cu inima, alegeți cu mintea. Nu credeți că puteți să schimbați pe cineva după ce v-ați căsătorit, indiferent cum vă cheamă și câtă școală aveți. Și indiferent ce promite băiatul și fata, să divulg un secret al bărbaților. Un bărbat, un băiat care ți este prieten sau logornic, va face ce vrei și ce-i ceri până vă căsătoriți. Și după aceea, nu va mai face ce vrei, ci ce vrea. Vei vedea după aceea că sunt prea multe diferențe și îți produc suferință, indiferent că ești bărbat sau femeie. Dar e prea târziu. Ai semănat porumb, fii pregătit să recoltezi porumb. Acum ai în față milioane, miliarde. Uită-te, analizează-te, încearcă să primești consimțământul propriei conștiințe, să ai liniște sufletească, să primești consimțământul părinților, ei au, făcut cel put ei au făcut odată lucrul acesta și în experiența lor au văzut cel puțin o situație de felul ăsta. Ei te iubesc cu adevărat primește consimțământul lor sau mai gândește-te dacă nu-l ai. Apoi primește consimțământul lui Dumnezeu. Primește consimțământul lui Dumnezeu. Nimic nu-ți va marca mai mult viitorul ca și căsătoria. De aceea te invit, te invit insistent, nu te grăbi. Nu te uita doar la fund și sân. Iertați-mi expresia. Toate fetele au asta. Nu te uita la asta. Pentru că în căsătorie, ceea ce contează cu adevărat este caracterul. Aduceți-vă aminte că atunci când Eliezer, robul lui Avram, care a fost trimis cu misiunea specială să aleagă o soție pentru fiul său, s-a dus și bărbatul acesta n-a ales la întâmplare, el nu cunoștea fetele, de aceea s-a rugat și a spus așa, Dumnezeule, eu pun un semn în fața ta. Fă tu ca fata care va veni la fântână și va avea atâta bunătate încât să se uite la un bătrân care cere apă să bea și va fi așa de harnică să dea apă și la cămilele lui și va fi așa de ospitalieră să stea de vorbă cu un străin și va fi așa de bună la suflet ca să-l ajute aceea să fie soția pentru fiul stăpânului meu. Uitați ce semn a pus omul acesta, caracterul, virtuțile, bunătate, hărnicie, Educație, bun simț, maniere Nu pun semnul ăsta Dacă gândă cocoșul în următoarele 30 de minute Mă duc să o iau Ăsta nu e semn, asta este coincidență Asta este întâmplare Nu te căsători din întâmplare, te căsătorești o singură dată Nu rata singurul glonț pe care îl ai Nu-ți bate joc de viața ta și de viitorul tău Trăiește o singură dată Te rog Pregătește-ți viitorul Ai fost creat Să atingi măreția Ți s-a dat minte cu care să alegi, cu care să te gândești? Ai un Dumnezeu căruia să-i cer sfatul? Fă lucrul acesta în cunoștință de cauză, pentru că viața, deși e scurtă, este lungă, iar tu vei vrea să fii fericit. Haideți să ne rugăm în încheiere pentru toți tinerii și pentru toți copiii care mâine vor fi tineri, pentru alegerile lor. Noi știm câtă durere. Există într-o căsătorie unde cei doi nu se înțeleg, pentru că diferențele sunt prea mari și neconciliabile. De aceea vă încurajez, stimați prieteni, frați creștini, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru copiii noștri și pentru toți copiii, pentru tinerii noștri și pentru toți tinerii, pentru o lume mai bună, unde oamenii să aibă familii, unde oamenii să fie fericiți și când omul este fericit, este bun de orice lucru bun. Vă încurajez să ne ridicăm în picioare și să stăm în fața lui Dumnezeu, care ne aude, ne iubește și așteaptă rugăciunea noastră. Părinte Ceresc, suntem în fața ta și îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit fața ta. Mulțumim, Doamne, că prin Biblie te-ai descoperit pentru noi să înțelegem că Dumnezeu nu este o forță impersonală, nu e o religie, nu e o utopie, este creatorul nostru, este Mântuitorul nostru, este Domnul și Stăpânul sufletelor noastre. Ne aplecăm în fața ta subordonându-ne voința ție, adorându-te pe tine cu închinare, cu admirație și cu recunoștință și mulțumire. Pentru că prin Evanghelie ni l-ai descoperit pe Hristos care a murit pentru noi și prin El ne-am împăcat cu tine. Doamne, mulțumim pentru că ne-ai schimbat viața și ai pus o altă paradigmă, o altă mentalitate despre lume și viață în mintea noastră. Acum nu mai iubim păcatul. L-am iubit cândva și am venit la tine zdrobiți pentru toate păcatele cu care ne-am încărcat, fiind în fața ta niște păcătoși care aștepta sentința din propriei lor vinovății. Tu prin Hristos ne-ai iertat pentru că ne-ai încăit. Îți mulțumim, Doamne, că acum suntem în voia ta. Nu pentru că suntem neprihăniți, ci pentru că ne-am căit de păcatele noastre. Și pentru cele accidentale pe care le-am mai făcut, am mărturisit și am părăsit, și prin harul tău, tu ne-ai eliberat din nou și din nou, ca o haină care se murdărește și stăpânul o spală. Mulțumim, Doamne, că prin Hristos suntem în voia Ta. Fără El, ne-am bazat doar pe faptele noastre, care sunt ca o crâpă murdară, Doamne. Dar prin Hristos în numele Lui, prin neprihănirea pe care l a produs o murim pe cruce, noi suntem primiți de tine. El e mielul de jertfă cu care noi venim în fața ta, iar mielul moare pentru păcatele celui care îl aduce. Iar cel care îl aduce devine iertat de păcatul lui. Așa suntem noi cu mielul lui Dumnezeu care deja a murit cu 2000 de ani în urmă. Doamne, ne rugăm pentru copiii noștri și pentru toți copiii, pentru tinerii noștri și pentru toți tinerii. Doamne, nu i-am crescut pentru destrăbălare. Nu i-am crescut pentru păcat. Nu i-am crescut pentru divorț. Nu i-am crescut pentru tot felul de relații mizerabile, Doamne. Pentru tot felul de perversiuni și murdării. Nu i-am crescut ca să se facă dușmanii tăi. Nu i-am crescut ca să se așeze prin păcat sub blestem și sub mânia ta. Nu i-am crescut ca să rateze viața veșnică. Doamne, ai milă și ascultă-ne rugăciunea. Poate n-am fost cei mai buni părinți, n-am fost părinți perfecți. Ne pare rău, Doamne, că la vremea aceea n-am știut decât cât am știut, n-am putut decât cât am putut. Repară Tu greșelile calității noastre de părinți și intervin în viața copiilor noștri. Noi știm că sunt două elemente care compun personalitatea lor. ADN-ul lor, zestrea genetică cu care au venit în lumea aceasta și care nu poate fi schimbată niciodată, ci și influența educației care este zestrea lor dobândită în mediul de hrănire, în casa noastră și mai apoi sub alte influențe ale bisericii, ale școlii, ale prietenilor. Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus, binecuvintează copiii noștri, de le minte, dă-le înțelepciune, fă ca să fie înțelepți și să înțeleagă că nu pot face răul și să scape de consecințe. Pentru că în lumea aceasta, dreptatea și dragostea guvernează. Și amândouă, împletindu-se într-un mod neînțeles, pur și simplu controlează existența și viața oamenilor. Doamne, deschide mintea să înțeleagă Evanghelia, să accepte și să inițieze prin credință și căință o relație spirituală personală cu tine și mai apoi să o dezvolte spre puritate, puritatea minții, a gândurilor, și puritatea afectivă a inimii a sentimentelor. Iartă-i, Doamne, de păcatele lor, de murdăriile lor, indiferent care sunt acestea. Condui la cruce ca să se căiască, să le pare rău și apoi să se țină departe de păcatul de moment care îi transformă în dușmanii tăi. Doamne, încarcă-i cu binecuvântarea ta și ai milă de ei. Îi încredințăm în mâna ta, pentru ca bătrânețea noastră să fie liniștită și frumoasă. Să-i privim cum te slujesc pe tine, cum trăiesc în puritate, cum își dezvoltă caracterul, cum își întemeiază familii demne, cum nasc copiii pe care nu doar îi nasc și îi cresc, ci și îi educă, și în felul acesta lumea va fi o lume mai bună. Că niște oameni mai buni decât noi, copiii pe care noi i-am crescut și i-am educat, vor fi generația de mâine tată, îți mulțumim pentru visul acesta pe care îl purtăm în suflet. Este un vis în care am investit. Am investit viața noastră, am investit așteptările noastre. În visul acesta am crezut că suntem parteneri cu tine. Că noi vom face doar ce putem, noi neputincioși și muritori, iar dincolo de ce putem controla noi, vei interveni tu. Tu care nu ești limitat ca noi. Tu care poți convinge, iar dacă nu constrânge. Tu care poți schimba inima omului pentru că ești Dumnezeu. Tu care poți face dintr-un derbedeu un sfânt. Ca milioane care au experimentat convertirea aceasta de-a lungul anilor. Lăsăm copiii noștri în mâna ta, pe noi și familiile noastre și lumea întreagă și îți mulțumim că ne-ai ascultat. Fără să merităm în harul tău și prin Hristos, ne-ai ascultat. De aceea îți mulțumim, ne închinăm și te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, am ajuns la sfârșit. Vreau să mulțumesc că pentru 50 și aproximativ 53-54 de minute am fost împreună. Apreciez timpul dumneavoastră. Apreciez faptul că v-ați rugat și v-ați pregătit inima pentru timpul acesta. Apreciez că împreună am venit în fața lui Dumnezeu și El ne-a dat un cuvânt. Înarmați-vă cu acest cuvânt și cu tot cuvântul lui Dumnezeu și binecuvântarea celui prea înalt, a Dumnezeului care ne-a creat și ne-a adus până aici, nu ca să abandoneze, ci să ne ducă până la sfârșit. Încredeți-vă în Domnul, apropiați-vă de El și nu faceți nimic fără El, pentru că El este totul. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă binecuvinteze umblarea, deciziile, să vă inspire și să vă călăuzească, să vă binecuvinteze casele și viitorul. Ne revedem prin ajutorul lui Dumnezeu marțea viitoare. De la ora 7, ora de la Chicago. Până atunci, dacă doriți, noi vă chemăm să fiți alături de noi și împărtășia Bisericii Betania, joi de la 7, duminică de dimineață de la uh, 9 dimineața sau de la 10, 11 și jumătate sau de la 6. Pentru că duminică, acum care ne sta în față, vom avea trei slujbe. Însă cea de la mijloc nu va fi online, numai de dimineață, de la 9 și seara de la 5, 9 și 5. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați și fiți sănătoși. Pe data viitoare.